este out of tune, ceea ce a fost sincer adevărat. A câștigat Olanda până la urmă cu o piesă frumoasă, dar tristă. Cel mai vesel cântec, cel al Spaniei, era pe ultimul loc la un moment dat cu doar 7 puncte, cred că după aceea a mai primit câteva puncte. Interesant și votul României de la Eurovision. Am dat 12 puncte Australiei și 10 puncte Azerbaijanului. Cu cât era mai departe țara, cu atât mai multe puncte primea. Dar televiziunea australiană a fost foarte fericită cu punctele României și ne-a mulțumit foarte mult. Madonna, poate a venit vremea să spunem goodbye pe bune după reprezentația de sâmbătă seară. În a doua piesă s-a folosit un procesor și un plugin se numește Antares Auto Tune. Iar în a doua